William Wilkinson, schimbarea portului în ținuturile românești este echivalentă în ochii foarte circumspecte elite politice de la Constantinopol cu o revoluție la fel ca Revoluția franceză. Așa că în momentele în care țările române au fost ocupate de ruși, 1806-1812, după aceea 1827-1834, s-a întâmplat, fără a fi o impoziție de sus, cum a fost cazul în 1830, când s-a impus regulamentul organic, prima Constituție a țării, care pentru a acceda în alta boierime la posturile administrative trebuia să-și gardă barba și să renunțe la straiele orientale, exact cum se întâmplase cu aproape 200 de ani înainte în vremea lui Petru cel Mare. Și o parte din tineret în 1806 trece la vestimentația occidentală. Ca în momentul în care se reîntorc domiile locale, să revină la costumul oriental. Pentru că nu era acceptabil să vezi pământeni îmbrăcați în surtuc și cu cilindru pe cap. Să nu ne ocupăm mai de vestimentație, care este un aspect foarte drag mie. Dacă să-mi dați voie să fac o mică adaos aici. Nu sunt chiar partizana feminismului, dar trebuie să spun că vectorul, factorul decisiv care a dus la această schimbare de modă, totuși au fost femeile. Și să mai amintim că există un domnitor Fanariot, care a fost și fericit și nefericit. Mulți sunt dispuși chiar din domnia lui să considere că se termină vechiul regim și începe modernizarea României la 1780. E vorba de Pravienicească Condică, e un ansamblu legislativ pe care îl publică acest domnitor, Alexandru Ipsilanti. Și lui s-a întâmplat ceva. A avut doi băieți cam zurbagii, să spun. Și oamenii ăștia au fugit. Au fugit din țară. Ceea ce pentru noi astăzi e obișnuit, vrei să pleci în dreapta, în stânga? Nu. Atunci nu aveai voie să faci așa ceva. Și l-a trimis. O mică scuze că intervin. Pentru că mâncau bătaie de la tatăl său. Da. Asta e povestea. Îi pedepsea, fiindcă ei aveau aventuri galante cu nevestele negustorilor și domnitorul n-a mai acceptat această chestie. Și atunci, băgându-i la gros, ei au... Motivații sunt multe, fără îndoială, dar faptele rămân. Și fug unde? Fug la Viena. Și acolo, până la urmă, sigur, ăsta trimite un Văcărescu după ei. Văcărescu e îmbrăcat în costumul evocat de dumneavoastră. Sigur. Dar ce înseamnă acest costum oriental? Și astăzi v-ar plăcea să-l vedeți. Este absolut splendid. Sunt șalurile astea orientale care cuceresc pe toată lumea. Noi toți care facem excursii sau pelerinaje în Orient venim cu cel puțin 3-4 asemenea șaluri. Și la Viena, tot interesul, toată curiozitatea s-a îndreptat spre îmbrăcămintea acestui Văcărescu. Sigur că e un moment de cumpănă acesta, secolul XVIII spre XIX, dar femeile, de multe ori cu riscul, știți foarte bine că sunt bărbați care, hai să ne ținem la modă, nu? Sau să cumpărăm un pian. Și pe urmă, când vede că nevastă s-a pianotează toată ziua, ia toporul și îl sparge. Adică cum? Tu ești nevasta mea, în loc să stai toată ziua să te gândești să-mi fie mie bine, tu stai cu pianul? E o formă de gelozie, dacă vreți. Nu le-a fost ușor acestor femei, dar totuși au răzbit. Și pe bună dreptate, observatorii occidentali sunt uimiți de această capacitate. Dar știți ce mi se pare important, domnule profesor? Cred că tot timpul trebuie să raportăm această societate românească din secolul XIX la ce se întâmplă astăzi. Noi suntem o societate de imitație. Cred că acceptați această afirmație. Și atunci, de unde să luăm modele? Acum nimeni nu mai ia modelul parizian, toată lumea îl ia pe la american.
cu bune și cu rele, că așa a fost și cu modelul parizian, n-au fost toate lucrurile foarte bune. Dar cred că în modă, faptul că au scos această parte orientală, care totuși își avea culoarea ei, cred că dumneavoastră știți mai multe lucruri, vă rog. Mă întorc puțin la ce a spus dumneavoastră mai înainte, și anume, după ce au trecut la Sibiu, cei doi tineri ipsilanti s-au îmbrăcat, cum spune cronicarul, la tedesca, s-au îmbrăcat nemțește. Unul dintre ei era deja major, avea barbă, era fiul domnitorului și a ras barbă. Și cu mare greutate au fost convinși, a făcut apel la guvernatorul militar al Sibiului să îi areseze și să-i returneze țării. A spus că nu poate să facă acest lucru și de aceea a plecat Ionăchiță Văcărescu la Viena, unde a avut aventurile cu baronesele și contesele imperiale, care, spunea chiar el, m-au descins, deci l-au dezbrăcinat, i-au scos șalul ca să vadă așa ce-au făcut, după aceea nu se știe. E legat destul de craie, cum spun curile rele.